Salutare, prieteni! Trenul de noapte cu Bubanu și Pali la RNTV. Bună seara, bună seara! Deja eu am început râzând emisiunea. De ce? De la... Păi de la, uite-te mă, nunta din metavers ca să plecăm invers. Da. Asta este tema noastră. La vară, atenție, colegul, jucăm la nunta lui AI. Puh, AI, AI, AI! Okay. Da. Cod galben, emis de meteorologi. Nordul județului Prahova este vizat. PrahovaNews.ro scrie. Vedem ce, cum, unde, când. Prahova, locul 6 în topul județelor cu cele mai multe joburi la început de an 2024. Nu știu ce se întâmplă cu Prahova, că tot săptămâna asta, doar că mi-aduc aminte, am anunțat că stăm tare și pe salariu mediu. Da. Da, Prahova a crescut uluitor, a bubuit. Bun, acum iată că dăm oamenilor de muncă. Bine, asta cu nunta din metavers vedem noi de unde e. Știți? Da, da. Și voi că temele le lăsăm pentru ultimele știri. Au legătură cu ultimele știri. Prahova, locul 6, am zis, da? Topul Cristian Irobiso, încă o veste bună. Revine la petrolul, actualitatea prahoveană. Dacă a crescut salariul mediu. Normal, vine și el. Cât să crească, nu cred că... În Arabia Saudită. Păi, tu vii de la arabi? Vii, da, mă rog. Dacă vorbești de salariu, ok. Dar au lăsat aia să plece, că au zis, bă, noi nu ne descurcăm nici în divizia a treia. Da, bine, am să, avut să pleci de la un club uriaș, cum este petrolul, în tradiție, istorie, vorbesc, în istorie, tradiție, da? Da. Ca fotbalist, asta e, din păcate, acum banul înseamnă totul. Doar că fotbalul este un sport cu totul și cu totul aparte. Da. Da? Da. Fotbalul nu e despre bani. Da, e. Sau nu era. Nu era, sau așa ar trebui. Ai loc unde se joacă finale de cupe europene, europene, campionate europene, da, de campionate naționale. Spaniolii, okay, italienii, toți se duc pe acolo, ori prin China, ori prin Arabia Saudită, sunt bănuți, da? Și ăsta e motivul, că altul nu cred să existe. Zeci de jandarmi, de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari mobilizați pentru găsirea unei fete dispărute în zona Comarni. Unde se afla aceasta? Gazeta PH.ro, o să vedem când intrăm în articol. Eu n-am mai pomenit desfășurarea de forțe așa mare. Da. Bine că s-a terminat cu bine, până la urmă. Păi bine, dar asta e, oamenii aia n-au nicio vină de-au căutat-o atât în zadar degeaba. Bine, degeaba, din tâmpenie ei. Să nu vă mai plângeți. În special colegul, e cu dedicație știrea asta pentru colegul Buban. Mulțumesc. Să nu vă mai plângeți, așa e titlul. Da. Autostrada București-Brașov există și o spune o instituție respectabilă a statului. Da, colegul? Da. Mai lasă trenul ăla, mai du-te și tu la Brașov cu mașina pe autostradă. Ia să vedem, domne, că poate acum perioada asta de mini-vacanță... Să fi făcut repede ceva. Nu știu, bă, na. Într-o asociere cu o firmă extraterestră, chinezească extraterestră, da? Așa, au făcut autostrada București Brașov. Articolul e de pe prahovainfo.ro. Ia, domne, chiar... Da? Să nu te mai plângi, dacă vedem. Da. Ploieștenii se sufocă, alertă de poluare masivă și este un citat în titlu, cuprins în titlu aici, reduceți timpul petrecut afară. Bravo, da. Asta este recomandarea autorităților, da? Cu ăștia, cu garda de mediu, atât au putut ei, să zic. Stați în casă, cum era pe vremuri, pe pandemie, da? phonline.ro. Poate, mulți au rămas fără aer văzând că s-a terminat autostrada asta. Da, și ajungem și în metavers. Acolo unde cred că au și autostrăzi, alevnews.ro. Nuntă ca în metavers. O femeie din Spania se va căsători cu inteligența artificială. Ok. Ceea ce, bineînțeles, că nu vă dori. Bine, asta nu e o femeie așa oarecare. O să vedem noi cine e. Domnița. Da. Bun. Hai să vedem ce cod galben avem, până când, de ce, cum. Cod galben emis de meteorologi. Nordul județului Prahova este vizat, scrie PrahovaNews.ro. Pentru perioada 24 ianuarie, începând cu ora 16, deci de ieri, da, de la 4 după amiaza, până mâine. Până pe 26 ianuarie, mâine, la ora 10, ANMH a emis avertizare de cod galben, fenomenele vizate fiind intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei în zonele joase, predominant ninsori la munte. Okay. În zona montană vor predomina ninsorile, zic oamenii. Izolat, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, se va depune stran nou de zăpadă. Acum, nici nu știu de ce mă doare capul pe mine mai tare. De la poluare sau de la poluare, dar e combinația asta cu schimbarea vremii și poluare. Temporar, vântul va avea intensificări la munte, unde rafalele vor depăși 60-80 de km la oră. Da? Ați auzit, prieteni iubitori ai muntelui, prietenii muntelui, ăștia care se mai duc așa mai dezbrăcați pe la munte,
Da. Va bate mai... și cu 80 de km pe oră, pentru că în weekend noi n-am mai vorbit. Da, da. Dar au avut de lucru tare de tot salvamontiști. Bine, se poate și mai mult de 80, că la munte da. Situațiile și condițiile și tot ce ține de meteo și de elementele naturale se schimbă așa, de la 10 minute la un sfert de oră, ai parte de altceva. Bun. Hai să vedem, la a doua știre. Prahova, locul 6, în topul județelor cu cele mai multe joburi la început de an 2024. Prahova Business.ro, de acolo avem știrea. Angajatorii, da, nu noi angajații, angajatorii, au început 2024 cu planuri de extindere a echipelor. Da. A hotărâtă pe treabă, tată. Okay. Astfel încât peste 20.000 de joburi au fost postate la începutul anului, da, de la începutul anului, pe cea mai mare platformă de recrutare din România. Bine, și articolul ăsta, în mod normal, trebuia să aibă un P acolo. Da. E articol publicitar. Noi, evident că nu dăm numele acestei platforme. Dar în articol de 100.000 de ori se spune despre platforma asta, îi dau numele. Nu prea e corect. Hai să vedem ce spune Head of Sales. Atenție, că nu o să mai zice nimic în românește în astea pe aici. Da? Roxana Drăghici, ea este Head of Sales în cadrul acestei platforme. Ce vedem de la începutul lunii și până acum este o continuare a tendinței de anul trecut de a crește numărul de joburi on-site, care presupun prezența zilnică la birou. S-a dus moda cu pandemie de acasă. Și de a scădea numărul de joburi remote. Din numărul total de locuri de muncă noi disponibile de la începutul lunii, doar 8,9% au fost remote. Foarte puțin. Da. Puțin, foarte puțin. 4% au fost joburi postate de angajatori din afara țării, iar restul implica un program clasic cu prezență la birou. Și o agenție de recrutare, o platformă de recrutare doar pentru sectorul birouri. Administrativ, TESA, birouri. Bă, da. Toată lumea așa zice. Da, la birou. De birou. Dar zice, mă, și la volan, și în atelier, și în croitorie, și în frizerie. Ăștia nu sunt oameni. La măcelărie. La măcelărie. Numai la birou. Toată lumea e la birou. Okay. Da, mă rog. Angajatorii din capital au avut cea mai mare nevoie de candidați la începutul acestui an și au scos în piață, ia uite, puțin peste 10.000 de joburi noi. Pe jumătate din... Mai bine de jumătate, da. Din total. Clujul este al doilea cel mai activ județ din punctul ăsta de vedere. Ia să vedem pe Cluj. Ce am făcut? 4.100 de locuri de muncă noi. De atât are nevoie Clujul. Mai puțin de jumate decât București. Da. Urmează Iași, Ilfov, Timiș, Craiova, Prahova și Brașov. Bine, aici le-au amestecat și orașe și județe. Județe, da. Gavalba. Județele de la celălalt capăt al clasamentului sunt Mureș, Argeș, Ialomița și Neamț. Ce mai spune Roxanica? Pentru prima parte a clasamentului este de aștepta ca în lunile următoare să apară fluctuații și să vedem creșterea de unor județe în care anual este căutat un număr mare de angajatori. Vine primăvara, vine vara, vor avea nevoie la mare de sezonieri și probabil asta face repede. Da, vorbim de exemplu despre Timiș, Brașov, Sibiu. Yeah. Pentru că dacă ne uităm la tot anul trecut, topul județelor în care s-au băgut cele mai multe angajări arăta la vremea astfel. București, Cluj, Iași, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța și Prahova. Prahova pe listă, da? Cu 5.300 de locuri de muncă disponibile, retailul a fost domeniul în care s-a angajat cel mai mult luna asta. Aproape 2.800 de joburi, bine, angajați, oamenii au fost angajați prin platforma asta. Da, da. Atenție, nu în general. Aproape 2.800 de joburi au fost scoase în piață de angajatorii din servicii. Uite ce se lucrează, vezi? Da. Ce zici tu, dacă măcelat și... Corect, da. Până acum e numai de vină. Tâmplar și strungar. 2300 de cei din call center BPO. Ok. Par, nu am ce e BPO. Și aproape 2000 de angajatori, și aproape 2000 de angajatori din industria alimentară. Deci 2000 de oameni au fost angajați. Da, mai sunt domenii în care se caută, iată, transport, / logistică, construcții, producție, dar și turism. Bun. Okay. Cele mai multe oportunități de angajare s-au deschis pentru candidații entry level cu 0-2 ani experiență. Bă, ăștia săraci de... din păcate, cel puțin așa era înainte. Așa. Foarte ciudat. Adică terminai și tu, erai student. Cereau experiență. Păi nebun, de unde, mă? Păi nu te putem angaja, că n-ai experiență. Păi ce aveți, mă? Însă foarte aproape de ei au fost cei cu un nivel mediu de experiență, 2-5 ani, înseamnă asta. De altfel, ăștia au fost și candidații care au aplicat cel mai mult. E bucurător. Din punctul meu de vedere, înseamnă că tineretul vrea să mai și muncească, ceea ce nu e un lucru rău. Da? Din cele aproape 700.000 de aplicări de pe platformă, de la începutul anului, băi, se pare mult să arunci 700.000 CV-uri pe platforma asta, că nu e gata ianuarie.
Da. E foarte mult. La aproximativ 50% au venit din partea candidaților entry level. Bun, acum vezi că undeva se rupe lanțul. Angajatorii se plâng de numărul mic. Că nu mai au oameni. Al angajaților. Da, bine, pe da, de altă parte, stai puțin, nu, în anumite domenii. În construcții, în astea, pentru că în alte domenii, printre care media, unde lucrăm și noi, da? Trendul este evident. Nu se mai vrea calitate, se vrea să se muncească pe degeaba. Asta este clar. A văzut, da? Pe când în construcții, păi tăticu, dacă dai buleală, cum zice ăla, păi ți se duce firma de-a dura. Nimeni nu vrea o casă căreia să-i pice pereții. Sau geamurile, sau să iasă apa, să țâșnească așa, sau gazele să iasă aiurea, știi? Dincolo de aspectele astea, totuși, n-am cum să nu remarc numărul mare, mi se pare enorm, 700.000 de aplicări. Bine, poate unul a aplicat de 10 ori, că altfel nu-mi explic, n-are cum. În 25 de zile, calendaristice... Dacă așa zice Roxana? Da, probabil tu, Mihai Pali, mulțumesc, ai aruncat 10 CV-uri la 10 firme diferite. Da. Înseamnă că ai aplicat de 10 ori. Altfel n-ai cum. Noi nu cred că 700.000 de oameni își caută de muncă. Ar fi bine, dar mă rog. Nu. A devenit o regulă în piața muncii, zice Roxana, în continuare, în ca luna ianuarie să fie dominată de mișcări care angrenează, în primul rând, acest nivel de carieră. Deci entry și entry level, da? Atât în ceea ce privește joburile postate, cât și în ceea ce privește aplicările, pe măsură ce crește nivelul de senioritate. Place asta cu senioritatea. Da, observăm o tendință de a aștepta mai mult până a lua decizia de schimbarea jobului și, în general, prima și ultima lună ale anului sunt folosite mai degrabă pentru a prospecta piața, da? Deci, cauți, da, ai prins cheagul undeva, pleci mai greu. În momentul ăsta, peste 23.000 de joburi sunt disponibile pe această platformă de recrutare. Dintre astea, aproape 40% au salariu menționat în anunțul de angajare. Eu aș obliga, de exemplu. E foarte puțin. Eu aș obliga, tată, vrei cum să adică? Aplici? Da. Pe o platformă ești obligat, prin lege, să menționezi salariul. Da. Cum adică să zici, bă, caut strungar, dar să nu-i spui omului cât îi dai? Sau măcar dacă ești... Păi de ce ar veni ăla la tine? Da, mai sunt ăia cu oferim salariu atractiv. Lasă-mă că salariul nu ies cu el la cafea, după care să-l bag în pat. Exact. Că nu da, e atractiv, da? Eu vreau salariu mare, ca să pot să-l cheltui. Okay. Și să rezolv problemele mele, da, pe care le-am de rezolvat. Bun. Ok. Hai să rezolvăm cu petrolul. Bineînțeles că Petrolica, în urma unui joc de nu înțelege nimic din el, a putut bate pe Dinamo. Deci pe ce echipă să bată și Petrolul? Pe Dinamo. S-au găsit și să bată Dinamo, pe Dinamo. Probabil unul dintre cele mai slabe meciuri din... Da. Actualitatea Prahoveană. Da, ne aduce totuși vestea asta bună. Cristian Irobiso revine la Petrolul. Gruparea ploieșteană ar putea reuși una dintre loviturile acestui sezon de transferuri, se scrie aici, atacantul nigerian, pe care l-a vândut acum câteva luni în Arabia Saudită, revine la Ploiești. Da, bine, sunt formă de împrumut, nu îi dau ea degeaba înapoi, că au dat bani pe el. Da? Petrolul a reușit să ne ajungă la o înțelegere cu Irobiso, da? Vândut pentru 120.000 de dolari. Iată, formația Alula din Arabia Saudită, nu te râde tu ăla cu mustață în spate acolo, așa, Liga a 3-a. Vă dați seama ce fotbal se joacă în Arabia Saudită la Liga a 3-a. Mai da. Mă rog. Și-au permis oamenii de la Alula să zică, da, domnule, uite, un vârf. Îl luăm și l-am luat degeaba, pentru că formația asta a ieșit din obiectiv. Deci chiar și fiind din Liga a 3-a. Așa că i-a dat verde revenirii atacantului la Ploiești, alături de echipa unde ăsta a fost Irobiso, unul dintre golghete. Da? Da. Era ok. Prima dată Irobiso a ajuns la Petrolica, la Ploiești, în vara lui 2022, după ce în Liga 1 mai jucase pentru Gazmetan Mediaș. Aici 23 de meciuri, 2 goluri, puțin, foarte, da, puțin. Foarte puțin. Și la Dinamo, aici a dat randament mai bine. 8 meciuri, 3 goluri. Cu siguranță unul dintre cele mai bune, una dintre cele mai bune perioade pe care le-a avut a fost la Dinamo. La Petrolul, a marcat mai mult. Da, și mie mi-a plăcut și la Dinamo. Da. Dar, bine, cu Dinamo... Probleme. Ce să mai... Asta e. Când ai probleme la club, nu merge nimic. La omul sărac, nici boi nu trag vorba aia. Bine, acum depinde... Omul este un picuț. Atât cât am apucat să-l urmăresc în anii ăștia în care s-a mișcat pe la noi, în anul ăsta care s-a mișcat pe la noi, e... Probleme labil, un picuț psihic. Adică se enervează repede, ia roșu. Da. El ia roșu foarte des. Ceea ce nu e bine. În rest, ca vârf, hai că-l știm. Îl arătăm, hai, dacă vii. Da. El este. E cu FCF Petrolul, cu Flo Bravo, Irobiso. Da. Haide, hai să Acum așteptăm și Turcia, despre care s-a tot vorbit. O să deocamdată
liniște. Da. Mai așteptăm. Mai așteptăm. Bine, preluarea unui club, din punctul meu de vedere, nu se poate face într-o săptămână. Sau asocierea în acționamentul unui club. Da. Ok. Păi n-a mers cu Republica Moldova? Ce? A. Treaba. Cu finanțare, cu... Păi nu, niște turci trebuie să... Păi niște turci, dar până acum de unde? Nu-i din Republica Moldova, de unde e? Ce, finanțarea la noi? Da. Da, nu știu, ce treabă are cu... Nu, domnul Copilu a venit cu niște bani. Păi de unde e domnul Copilu? Domnul Copilu a venit de la Cluj. Păi el a venit, dar de unde e el? Pampar, da, nu știu chiar, nu știu de unde, de pământ, cum ar veni, știi? Și omul, practic, a împrumutat clubul cu niște bani pe care, probabil, o să-i și vrea înapoi, la un moment dat, știi? Cert e că, la momentul ăsta, din ce am mai discutat, situația financiară la club ar fi una echilibrată, în sensul în care nu sunt datorii sau dacă sunt foarte mici. Așa, deși n-ar trebui să existe, din punctul meu de vedere, datorii la fotbaliști. Că fotbaliștii sunt muncitori. Bine, n-ar trebui să existe datorii la nimeni care muncește. Da, și omul când se duce la muncă, se duce tocmai pentru a câștiga niște bani. La muncă au fost și oamenii ăștia săraci, da? Pentru că, printre altele, și asta este treaba lor. Da, să caute pe ăștia. Zeci de polițiști, jandari, salvamontiști și voluntari mobilizați pentru găsirea unei fete dispărute în zona Comarnic. Unde se afla aceasta? Gazeta PH.ro. Pe 23 ianuarie, în jurul orei 6 și jumătate seara, așa, 18:30, polițiștii din cadrul poliției orașului Comarnic au fost sesizați în mod direct de către un bărbat cu privire la faptul că o minoră în vârstă de 16 ani din oraș a plecat voluntar, deci n-a dat-o nimeni afară, de la o stână din extravilanul orașului Comarnic fără a se mai întoarce la domiciliu. Bine, acum din... ce vedem aici în articolul ăsta, nu prea îți dai seama. Păi zici că a plecat de la stână fără a se mai întoarce la domiciliu. Ea acolo locuia, la stână. Mă gândesc că da. Păi da, așa înțelegem de aici, dar nu. Ha, ok. Nu. Ea locuia în altă parte. Atunci e mister. În baza sesizării și având în vedere împrejurările alarmante în care a avut loc dispariția minorei, la fața locului au fost mobilizate forțe impresionante. Eu n-am mai auzit până acum. Echipe mixte. Formate din 42 de polițiști, 42! Da, da, e. Din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, Serviciul de Investigații Criminale, fiind folosit și un câine de urmă, precum și angajați ai polițiști, ai polițiilor Orășenești, Comarnic și Breaza, 20 de jandarmi montani, 9 lucrători ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, 28 de lucrători din cadrul Salvamont Prahova, 2 de la Garda Forestieră, și 70 de voluntari cu ATV-uri, dar și un echipaj aero format din 4 persoane. Ai mai pomenit așa ceva? Până acum? Sincer, nu. Desfășura asta de forțe... Păi ăștia toți, dacă se strângeau, îl tămărau pe Putin, mă. Dacă se supărau un pic așa, știi? Ok. Bun, da, într-adevăr, desfășura de forță... Eu mă bucur să văd așa ceva. Să că dispunem și ok, dacă oamenii ăștia au fost mobilizați și iată că și-au avut și treabă. Căutările s-au desfășurat în cursul zilei de marți, 23 ianuarie, în cursul nopții de 23 spre 24 și continuate, asta s-a întâmplat ieri, da, pe 24 ianuarie, în zona în care a fost semnalată dispariția fetei. Într-un final, tot ieri, miercuri, final fericit da, pentru ea, minora de 16 ani a fost identificată de către lucrătorii de la Salvamont Prahova într-o zonă greu accesibilă, submontană, la aproximativ 10 km de locul dispariției, în pădure. Deci asta a stat 10 de ore la minus 15 grade. Da. Bă, de ce e? Din stâncă? Și uite, vedem și noi în poza acum, o să vedem imediat. Bine, am mai citit și prin alte părți, în alte publicații, ea a plecat împreună, ceea ce nu se scrie aici, a plecat împreună cu frățiorul. Uh-huh. Avea un frate mai mic, de vreo 11 ani. Ăla nu știu cum... Nu știu, efectiv, nu înțeleg chestia asta, să pleci tu 16 ani cu fratele de 11 ani, ăla să ajungă acasă, tu să stai 10 de ore pe pădure la minus 15 grade. Nu la stână. Nu avem, păi, dacă la 10 km de locul dispariției. Deci ce s-a întâmplat cu fata aia? Deci, ce, s-a dat shutdown la creier. Deci, ce a făcut? Cum ai văzut și în mall când intră femeia și bărbatul? Bărbatul, traiectoria lui este una dreaptă. Da. Din punctul de intrare până în punctul de achiziționare a produsului pe care tu îl urmărești. Okay. Traiectoria domnișoarelor și a doamnelor. Sinoasă, așa poate. Bine, eu îmi permit să gândesc că lucrurile s-au terminat cu bine. Dar de ce fata asta a plecat de acasă? Uite. Păi nu, a plecat de la stână spre casă. Bun. A plecat de la o stână spre casă. Și n-a mai ajuns acasă. Frasul a ajuns, ea nu.
Fata a fost preluată de un echipaj medical, evident în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Se efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale ce se impun. Hai să vedeți noi, poza are un blur de la pe blur, față. Da, uite că fiind soare acum e... pare că nu este frig. Păi dacă stăteam și 10 minute la minus 15 grade îmbrăcat așa, la revedere, trebuia să mă bage la crematoriu ca să mă dezgheț. Păi vorbesc serios. Deci intra frigul mine de... Uite, i-așa dat și gecuța aia jos, care nu știu ce e aia. E o gecuță, da, pare mai groasă. Deci a dat și gecuța jos, că e cald. Eu zic să... Stă în bățul ăla, că așa a văzut ea, că se stă la stână. Da, eu zic ca oamenii să mai sape un pic, pentru că lucrurile, din punctul de vedere, sunt totalmente neclare. De ce a plecat? Cum? Păi a plecat să se ducă acasă. Păi ea și ce căuta la stână? Păi ea lucrează acolo, probabil. Sau... Nu știu, tasul e de acolo. Asta presupune că... Nu știu ce face acolo la stână. Are grijă de ciobani. Îi mai mângâie. Nu știu, nu mă interesează. Păi... Dar asta ar presupune că ea știa drumul către casă. Păi de normal că știa. Păi de asta atunci... zic. Păi e ceva în căpșorul ei s-a întâmplat. Cred că e ceva acolo. S-a întâmplat. Ok, ceva. Bun. Dar iată că desfășurarea de forțe... Nu pune întâi întrebarea asta. Bă, ce naiba mă s-a întâmplat cu asta? A, nu, păi nu. Categorii primordial și important e să găsim pe fată. Pe urmă vedem ce s-a întâmplat. A fost găsită. Hai să vedem, colegul, să nu te mai plângi. Dar nu mă mai plâng, da, domnule. Asta o vorbim după ce luăm o scurtă pauză. Ăsta este titlul din prahovainfo.ro. Să nu vă mai plângeți. Autostrada București-Brașov există și o spune o instituție respectabilă a statului. Să te mai aud acum. Nu mai gata. Nu cresc. Pauză. Activez modul. Salutăm încă o dată, pauza s-a terminat. Autostrada mergem. S-a gătat. Să mergem pe ea, gata. Către munte. Suntem Bubanu și Pali, prieteni în trenul de noapte, împreună cu voi la RNTV. Titlul din prahovainfo.ro, aici am rămas, să nu vă mai plângeți, autostrada București-Brașov există și o spune o instituție respectabilă a statului. Asta da surpriză, domnule, cum se zice, da. Colegul? Da. Ora 6.45, ziua Unirii Principatelor Române, anul 2024. Da? Ca să fixăm exact în spațiu și timp. Deci ora 6.45, 24 ianuarie 2024. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează. Două puncte. Da, avem un centru infotrafic. Pe autostrada A3 București-Brașov se circulă în condiții de ceață. Vizibilitatea fiind scăzută pe alocuri sub 200 de metri. Pe de-aia probabil n-au văzut mulți autostrada, că era ceață, dar era pe ea. Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și DN1 Ploiești-Brașov. Deci avem și autostradă București-Brașov și DN1 Ploiești-Brașov, acum pe care vrei să te duci. Vezi unde e mai liber, unde e mai... Da. Se circulă pe un carosabil preponderent uscat, valorile de trafic fiind reduse. Deci și aglomerație probabil doar pe autostradă. Așa că, da, colegul și ceilalți, precum Bubanu, nu vă mai plângeți voi că nu avem noi autostrada asta. Ea există, cel puțin scriptic, negru pe alb, în comunicarea venită din partea unei structuri respectabile a statului, Poliția Română. Prin urmare, cine are drum spre Brașov, se mai scrie și pe autostrada A3 să facă și un live. Mi-a plăcut. Păi da. Ok. Cum să nu? Dă-ți seama, domnul Grindeanu. Domnul Sorin Mihai Grindeanu stătea și el, sau nu stătea, că era pe 24 ianuarie, nu, bă, era în horă. Nu, era pe 6.45 dimineața, da. Își pregătea costumul să plece la evenimentele dedicate... Își dădea opincile cu seu de oaie. Exact, zilei minciunii, știi? Și îl sună un consilier. Domnul Grindeanu, ia zi, mă, Nicușoare, ce e, mă? Tu am văzut la infotrafic, domnule, e ceață pe A3. Cum, mă, Nicușoare, ce se poate? Eu am plecat cu la ziua, la Mica Unire și uite că m-ai luat așa. Păi nu, v-am întrebat, ați făcut ceva aseară sau nu știu când. Mă, nu, da. Mă, tu ai chef de poate cu mine la ora asta? Ia vedeți voi, că te-ai luat și tu după aia. Te-ai prostit și tu, poate nu mai fac deloc. Ia vezi, poate nici taxează ăștia de autostradă. Ți-au și taxe de autostradă înainte. Nu m-ar mira să ne ia taxe de autostradă înainte ca să fie gata. Trebuia să-l strigi Luțule, nu Nicușoare. Luțul a rămas, este ca un leitmotiv. Deci este omul care descrie cel mai bine starea de sclav. Dar ăsta e săracul, nu Luțul. Mai... Păi, nu, așa era. Era. Păi de asta era. Nu știu ce mai fi. Nu știu dacă mai trăiește săracul Luțul. Angajat model. Da. Ok.
Ploieștenii se sufocă. Mergem acum la phonline.ro. Alertă de poluare masivă. Reduceți timpul petrecut afară. Păi, a rămas fără aer. De la știrea de mai devreme am văzut. Avem autostradă și habar n-aveam. De acolo parcă. Nu mai poți așa să-ți umpli plămânii. phonline.ro. Da, am avut un maxim, un record. Bine, noi batem recorduri la poluare. Unul la săptămână, cred. Situația alarmantă, se spune aici, în ultimele zile la Ploiești. Toate stațiile de monitorizare a calității aerului au afișat valori crescute de poluanții în atmosferă, în majoritatea cartierelor, dar și în zone limitrofe. Okay. Parcă e prima oară. Potrivit măsurătorilor oficiale, da, dar acum s-a întâmplat ceva deosebit. Pentru că, uite, eu spun, vorbesc serios. De 3 zile se întâmplă doar seara, deci niciodată în timpul zilei, nu pot respira. Deci am niște pasaje de-astea de, să zicem, vreo jumătate de oră, în care efectiv nu mai eram capabil să respir normal, am intrat și în panică, e aiurea să nu pot să respir, că îți dă o stare de panică aiurea. Am vrut să chem salvarea, dar mi-am revenit. Și nu înțelegeam de ce. După aia am văzut articolul ăsta și s-a limpezit totul. Este foarte, foarte ciudat, pentru că nu miroase a nimic ciudat, miroase a nimic anormal în aerul. Da? De afară. Deci nu ca alte dăți, de nu puteai, deci efectiv închideam geamurile, nu mai aveam nicio șansă să aerisez, să nimic. E, acum nu mirosea nimic, dar nu puteai să respiri. Chestia asta este resimțită de către cei mai sensibili. Din păcate, printre ei mă număr și eu. Din fericire, bubanul nu. N-am avut. Azi că n-a avut nicio problemă. Da? Deci trei seri la rând am avut problema asta. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Potrivit măsurătorilor oficiale în privința particulelor în suspensie și a dioxidului de azot, a fost atins un nivel îngrijorător, iar recomandările spun să limităm timpul petrecut afară. Bravo, Roy. Păi ce să spună și oamenii? Ce zic? E normal, eu spun de bun simț. Bă, nu ieșiți că e nasol. Dar stați și voi prin casă. Uite, eu n-am ieșit. Eu am ieșit pe balcon să fumez. Da. Și nu mai putea. Păi stai mă puțin. Păi înainte de ce n-am avut probleme? Că ies în fiecare zi. Nu, doar în astea ultimele 3 zile. În ultimele 3 zile am avut problema asta. Mare, uriașă. Da, bine. Potrivit gărzii de mediu și agenției de mediu, nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor normale și asta pentru că alerta se instituie abia atunci când poluarea se înregistrează 35 de zile consecutiv. Dacă depășiri ale compușilor chimici periculoși se înregistrează timp de 34 de zile, autoritățile nu consideră acest fenomen ca fiind unul anormal. Și 23 de ore. Fallout. Da. De ce n-a 23 de ore? De ce să nu te căpăcească? Deci 35 de zile trebuie să te otrăvească. Asta cred că e o lege, constant, un așa, regulament, da? Un paragraf de pe vremea lui Tudor Vladimirescu. Când nu, poluare. Când nu era poluare. Păi cum ăla 35 de zile? Păi și în astea 35 de zile muri. Da. Da? Păi mori. Pur și simplu sunt oameni cu afecțiuni cronice care, supuși, să spunem, din fericire nu cred. Chiar că nici în Ploiești nu avem parte de 35 de zile de valori de astea de poluare. Sper să nu. Sper să nu. Că oameni la nivelul ăsta. Da, oameni cu boli cronice, expuși 35 de zile la astfel de valori, păi mor. Gata. Da. E, și oameni normali, toți ceilalți, adică... Se pregătesc de moarte, pentru că chestiile astea în plămâni, chiar dacă, uite, colegul n-a simțit nimic, eu da, plămânii lui cu siguranță știu. Da, bine. Simplu. Și la un moment dat îi vă aduce aminte prin ce a trecut el. Iată ce arată măsurătorile zilei în privința calității aerului din Ploiești. Și avem două poze. În prima poză, două coloane. Una PM2,5 și una NO2, da? Dioxidul de azot în dreapta, particulele astea în suspensie în stânga. Le vedem. Ok. Particulele în suspensie, uite, calitate, deci slabă. Bine, slabă. Asta e, oricum, deja limba română are de suferit, e bombardată. Și cu o travă de genul ăsta, calitate slabă, nu ai cum să spui așa ceva, dar mă rog. Particulele în suspensie fiind particulele în suspensie fine sunt particule inhalate. Bă, ce, uite, vezi că nu mai pot. Deci nu mai pot, m-a luat cu aseară. Da, inhalabile de poluanți cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri, da, se spune acolo, care pot intra în plămâni și sânge, provocând probleme de sănătate grave. Cel mai grav impact este, vorbind de PM-ul ăsta, pistol mitralieră, asupra plămânilor și a inimii, expunerea poate duce la tuse sau dificultate respiratorie, astm agravat și dezvoltarea bolilor respiratorice
respiratorii cronice. Da, uite, mulțumesc, eu de asta am simțit, de exemplu. Da. Hai să vedem și cu dioxidul de azot. Inhalarea unor nivele, zic ei aici, iar da. Limba română, da, gata, mă, i-au tăiat capul. Nu, o otrăvite, i-au tăiat și capul. Tot de la poluare. Da, nivele. Inhalarea unor nivele. Da, niveluri, bă, băieți. Ridicate de dioxid de azot mărește riscul problemelor respiratorii. Tusea și dificultatea respiratorie sunt simptome comune și o expunere mai îndelungată. Cât de îndelungată? 34 de zile. Da? Da. Poate cauza probleme mai serioase de sănătate, precum infecții respiratorii, de da. Exemplu. Noi avem niște stații de monitorizare. Hai să vedem și postarea pe ziua de 24, poza da. Aia, 24 ianuarie. 24, asta e aia care ni se spune să anume da, imediat. Ia fiți voi cu minți și mai ușor pe afară. Mai stați atâta? Mai mult pe fiecare dinăuntru. La scara. Uite. Aerul a atins un nivel de poluare ridicat și nu este sănătos pentru grupurile de persoane sensibile. Reduceți timpul petrecut afară dacă simțiți dificultăți în respirație sau iritarea gâtului. Dacă nu simțiți? Pe ce le aștea eu gâtul? Dacă nu simțiți, nu. Vezi? Deci da, da. Că ai parte de un nivel ridicat de poluare, decât da. În cazul în care simți dificultăți în respirație sau iritarea gâtului, te duci în casă, altfel la burtarea, da, doar la în cazul ăsta. Da. Nuntă ca în metavers. Mergem aici? Mergem aici. Poate o fi aerul mai curat în metavers. Ce? Habar n-am. Nu. Sper. Să vedem poluare în metavers? Ce să... nu. N-ar trebui. Nu. N-ar trebui. Nu, acolo totul e verde. Perfect. E da, verde totul. Nu. E roz, verde. Roz și verde. Uh-huh. Găsești în metavers. Ok. Acum nu mai știu. Uite, pe Facebook ăsta, Zuckerberg, parcă spusese albastru el. Asta da. Era culoarea, nu da, reprezentativă. Da, da, da. Metaversul ce e? Metaversul... Ce culoare are? E mov, e cum e? Metaversul e roz, ce vrea cum? El. Da. Na, nu știu ce culoare și-a ales pe metavers, că n-a... De-abia geam internet eu. Ce o mai bat și metavers? Ok. O femeie din Spania se va căsători cu inteligența artificială. Bravo, da. Scrie Aleph News. Sătulă fiind de proști, mă gândesc. Da. Nu știu, păi ce, ăsta de ce să fie... Bine, că îi zice inteligență, da, da, corect. Deci, măcar așa îți dai seama că ăla e deștept. Da, că îi zice inteligența artificială, așa îl cheamă. Și lui Ciolacu îi se spune excelență pe la da, îi mai zic diverse, mă rog. Un scenariu de film devine viață reală pentru bravo. Alicia Framis din Spania, care se va căsători cu Aileix. Aileix, într-un cuvânt. Asta e numele lui. Cum pe mine îl cheamă Mihai. Da. Da? Cum pe Bubanu îl cheamă Lucian. Da. De exemplu, îl cheamă și Mihai, da? Da. Să nu ne confundați. Exact, da. Ok? Așa pe ăsta îl cheamă Aileix. Ailenei, sau cum e prin Moldova, știi? Cu ești, bă, tu? Aileix. Aileix. Da. Astfel va deveni prima femeie care decide să se căsătorească cu inteligența artificială. Băi, știi ce cred? Mm. Acum vorbesc serios, colegi. Zi, te ascult. Bă, ăștia nu sunt chiar atât de nebuni. De ce? Pentru că trebuie să ai probleme psihice grave ca să faci lucruri de-astea. Nu, ăștia nu sunt chiar atât de nebuni. Ăștia sunt băgați în față, de sistem. Ah. Și să ne convingă pe noi că asta e normalitatea. Și că noi ăștia, înrădăcinați în credințele posibil, alea vechi, posibil. Suntem niște imbecili. Pe bune că nu-ți băgați la, de nu sunt ăștia, îți băgați la înaintare. Bă, n-au cum să fie atât de nebuni oameni. Dintr-o dată, așa. N-au cum, că sunt foarte mulți. Aia e problema, știi, da, colegi? Aici e vorba de o artistă, na, artiștii știm cu toți. Lasă-mă, artiști suntem și noi, și da. Ce? Păi, ai ce talent ai? La, mă gândesc la pictat, la de-astea, la desenat, la sculptat, la, nu știu. Bă, nu știu la șofat, la tăiat, la... Să-l întrebăm pe tovarșul... Tăietor. Da, nu știu, uite, n-am stat să mă gândesc că... Bun, artista catalană, e, acolo unde-i Polus Mintenii, în da. Spania, da, în Barcelona, se va căsători cu Aileix, o inteligență artificială cu care trăiește de luni de zile și pe care o învață, atenție, pe care o învață din experiența foștilor iubiți. L-a luat de mic asta... ăsta, mă, l-a luat crud. Deci cum? Stai puțin, cu ce înțelegi tu asta? Experiența are domnița de învață, ea inteligența artificială? Da. Deci ea din ce experiență a acumulat până acum... O învață pe asta. Care ar fi îi bagă la îngușă, lui Aileix. Da. Da? Aileix ăla servește tot ca pelicanul, e nu uite, treabă, nu... Mănâncă. Da. Da. Uite, băi Aileix, zice, ai înțeles? Uite, asta mi-au făcut foștii mei iubiți. Da. Pac, 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 pac și îi bagă informații. Procesează, da, da, da. Ăla ce da? Uau, dar ce ți-au făcut? Da-și bă, că tu nu ești aici să comentezi de-astea. Tu trebuie să magazinezi informații. Nunta va avea loc la vară. De asta am zis că jucăm la nunta lui Aileix, coleg. Da.
Da. În cadrul unei ceremonii la Rotterdam. Deci ne mutăm din polul sminteniei din Spania, Barcelona, frumos în Olanda. În Olanda. Polul sminteniei din Europa. Da? Olanda ca țară. Acolo va face parte dintr-un performance numit The Hybrid Couple. Cuplu hibrid. Da. Un proiect revoluționar care își propune să exploreze integrarea AI în dinamica relațională dintr-o perspectivă pur feminină. Mai zic o dată. Deci trebuie să exploreze integrarea inteligenței artificiale în dinamica relațională dintr-o perspectivă pur feminină. Păi ce-i cu discriminarea asta? Bau. Dar din perspectiva pur masculină, masculin. De ce să nu explorăm? Masculin e Ailene X. Ailene e ăla, sau cum Ailene e masculin. Ailene. Păi și poate eu vreau să mă căsătoresc cu a domniței. Sau cu a chirăstriței. Sau... Păi, păi și... se apare altul, deocamdată a apărut ea și de-aia din perspectiva pur feminină. Păi ea e. Când va apărea și un nene care vrea să căsătorească cu un AI, păi când am avut noi știa? Ieri? Alaltă ieri? Cu doamna profesoară Libertatea, ca așa o chema Liberty, care atrăgea atenția că ea are foarte mulți elevi băieți în special, da? Care își fac prietene. Nu era cu stânga, cu dreapta, cu nu știu ce cu prietene virtuale. Da, prietene virtuale, da? Și a zis că este foarte grav, pentru că ăștia o iau razna, așa. Deci uite că sunt și băieți, da, de ăștia tineri, încă n-au trecut prin adolescență, prin toate problemele iubirii și așa mai departe, să ajungă la căsătorie. Ăștia, tu cu cine crezi că se vor căsători? Dacă ei de mici au prietene AI, iubite, primele iubite, prima iubită a lui e AI, da? Cu cine se căsătorească? Nu tot cu o AI de asta? Dar ia-te, bă, dacă mai durează. Poată, ia-te, bă, cu Obi-Wan Kenobi. Sau că... Pă bune că ai văzut Obi când apărea Obi-Wan în holograma aia. Da, ai de unde să alegi. Bun. Deci, apare o nouă, suntem anunțați oficial pe această cale, că apare o nouă generație de dragoste. Cum sună asta, generație de dragoste? Da, cum să nu, da. În care oamenii vor fi în relații cu holograme, avatare, roboți, dar, atenție, și multe altele. Și multe altele ce? Multe altele ce? În afară de holograme, avatare, roboți. Te seama că stai și tu ca om în casă, ghinde, uitându-te la știri seara, sau nu știu, la trenul de noapte. Și te cheamă fitul, vii un pic până la calculator. Da, așa. Te gândești că eu fi sărit vreun ram. Ceva, da, acolo, are o problemă. Nu-i merge ceva la vreun joc, nu se poate loga pe undeva. Zice, iată, ți-o prezint pe viitoarea mea soție. Aha. Te uiți acolo în ecran și zici, unde-i mă, tată? Uite, ea e. Păi știu, asta e un joc. E, nu, e o poză, un joc, o poză. Da. Nu, e viitoarea mea. O poză din joc. Da, da, e viitoarea mea soție. Și cum o cheamă? Nu știu, de-astea, nume de-astea de... Păi ce faci atât? Bun, adică... Păi zici, bravo, bă, tată, asta e, unde vreți în unta de miere? Mă duc aia. Îl întreb unde vrea, că, na, copilul, ca să strângi bani. Că ăștia prin metavers pleacă departe. Să duc, da. Păi nu, mă duc și eu atunci, cum s-a dus aia mică de la stână din Comarni, dar nu să mă caute atâta lume pe mine, că ți-au căutat. Și te pitești tu, ca și să rămâi duc, acolo, da, să, da, duc, să nu te mai vadă nimeni. Da, te împaci într-o peșteră, da, ok. Așa cum practicăm noi limbaje cu aplicații, vom practica relațiile cu aceste entități, zice Premis, da, în declarația care anunță această performanță. Bine, aici avocat e spaniolaică, nu o face englezească. Da, da, da. E Framis. Framis, scuze. Performanța avocat are ghilimele, mă mir. Așa. Ca fiind prima nuntă între o femeie și o hologramă. Ok. Alicia, așa o cheamă pe numele ei de bucăs, locuiește de câteva luni cu această hologramă, iau cina, da, împreună. Da. Vorbesc ca orice cuplu. Deci ei se comportă normal, așa, știi? Da, da, da. Framis se explorează în colaborare cu Rabobank Art Collection. Posibilitatea unei prime, atenție, asigurări de viață pentru holograme. Mă, o crăpa și aia la un moment dat. S-are siguranța, dă vecinul cu vreo mașină mai puternică. Bă, ce faci? Sâmbătă dimineața, bang! Ce faci atât? Da. Și a unui credit ipotecar pentru achiziționarea unei locuințe în care hologramele și oamenii să coexiste. Asta îmi place. Zici și mie acum, da, dacă nu asta este făcătură. Adică să fie altfel decât băgată la înaintare. N-are cum un om să fie atât de nebun. Dar bine, un om, zic așa, că vorbim despre artista, da, 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 asta, ea este artistă, e o artistă. Da, da, zic.
nu știu, artă plastică, nu știu ce face exact. Vorbim acum doar despre Framis, dar există foarte mulți de ăștia în lume. Nu cred că pot exista atât de mulți totuși și nebunia asta să fi cuprins, flagelul ăsta, zmintenia asta să fi cuprins lumea în așa hal. Eu cred că mulți sunt băgați în față. Asta e. Probabil, pentru a ne obișnui, pentru a ne învăța, pentru a nu ne mai șoca atât de mult astfel de derapaje. Băi, uite, le consider încă derapaje. Poate nu fi adevărat. Nu derapaje, colegul ăsta, nu-i derapaje. Ăsta, dacă un om vorbește serios, dacă Framis asta, tanti Alicia asta, spaniolească din Barcelona, vorbește serios, ea trebuie luată și băgată la balamuc. Că asta e săracul, sună urât Balamuc. Bă, dar acolo, nu, bă, Balamuc, când zic Balamuc, atenție, e un titlu evident peorativ, dar acolo oamenii primesc îngrijire de specialitate. Păi și ce, păi, să nu, cum să o îngrijească ea să nimeni, dacă îi place de ăsta și își vede viața. Da, mă, dă-i pastile ca să-i placă de bubanul după aia sau de pali. Niște oameni care sunt vii. Ce ăsta se pare mort, uite că avem o pori. Păi ia uite pe la el, păi pare un... Mi se pare mort, da, mi se pare de trei ori mort. Ia, ia să-l vedem pe ăsta. Ia, ia. Uite, da. Framis. Ia e, da, ia e. Ia e, ia e, Alicia, da. Și uite, stă lângă, nu știu ce, o mașină, ce e aia acolo? Bine, asta pun lemn pe geoa, că n-are cum să stea pe omorul ăla, că îi pică capul dacă stă când are. O mașină în spate, și da. Și omul ăla e... El, dar el conduce? Sau probabil, cred, ai, da. E mașina lui, că seamănă tot acum hologramă și aia. Da. Uite, Aile X, el e, Aile X, Aileni, da? Ăsta, da, bine. Uite, hai să-i vedem și acasă, că mănâncă. Încă, uite cât de cozy, da. De frumos așa. Dar el stă unde? El nu stă în fotoliu. Ba da, pe cum nu? Tu vezi că e pe fotoliu, ea stă pe partea aia, da. De fotoliu, pe fotoliu ei, okay. El pe fotoliu lui și pe măsuță nu-i nimic. Uite, mănâncă, nu știu unde se uită ea. Abar nu am în sus acolo, nu cred că are televizorul în colț. Că vezi că vine perete în partea. Da, da, da. Nu, se gândește, nu? Ea cred că se gândește. Acum, pe cine dracu trimite să ducă gunoi? Da, da, în timp ce mănâncă. În timp ce mănâncă, bă, stai așa, spălăm vasele. Nu știe ce-l așteaptă Aile X. Păi stai așa, spălăm vasele, aruncăm alea. Okay. Cine dracu duce gunoi? Că, uite, da, uite și Aile X pare că mănâncă ceva sau nu știu. Megabiți, nu știu, face o supică. Are farfuria plină de biți de ăștia. Face o supică de megabiți. Ok. Asta e, prieteni, noi ne permite să mai vorbim așa. Da. Evident fiind partizanii adevărului și ne fiindu-ne frică să-l rostim. Clar, verde în față. Sunt nebun, mă. Hai. Da? Sunt nebun. Din păcate, sistemul încurajează treaba asta. Și la un moment dat va ajunge omenirea, cum deja mirosim așa, cam pe unde se duce. Dar atunci chiar nu mai ai ce să-i faci. Acum, nu știu, mai poți face ceva. Da. Dar cu... domnițe de-astea ca Framis, sau cum o cheamă, Alicia, da. Cu holograme ca Aile X, cu iubire, cu un nou stil de viață, cu o nouă formă de iubire, da? Încurajată de către sistem, vă dați seama încotro ne îndreptăm. Noi ne-am îndreptat către final, clar, suntem la finish aici. Cât mai avem noi de trăit pe lumea asta, nu știu exact cât, suntem tot așa mari iubitori de frumos, de femei fiind bărbați, da? Îți că miliția. De ce? Că-s iubitor de frumos? Că îmi place femeia? Păi am văzut cum zicea ăla din Papaianii, din Secretul lui Bacchus, dacă nu mă șel. Că am și boala gagicuțelor. Boala gagicuțelor, da, e boala. Nu, n-avem boala gagicuțelor, ne place doar ce e frumos. Da? Asta este șmecheria, suntem Bubanu și Pali, prieteni, oameni normali pentru oameni normali în trenul de noapte. Ne vedem mâine. Bye, bye.